Salutare, prieteni, ce faceți? Salutare, prieteni, care? Ion Șmecheru. A, Ion Șmecheru, da, uitați-l pe Ion Șmecheru. Da. Prieteni, noi am venit să bem un suc și trebuie să clarific cu voi o situație. Ce? Pentru că mi-ați dat sute de mesaje numai anapoda. Nu mă așa comentarii. Ia ține-le un pic să le explic situația aici. I-am explicat eu asta acum ce-o cu ea. Deci, prieteni. Stai să scot ăsta. Ce e ăla? Așa, la uite. Blendul, păi da, l-ai dat într-o parte și uite, s-a dezlipit. Cine? Uite. Păi ce-i vina mea? Păi nu se face așa. Păi dă că așa să-ți îndoaie. A, da. Deci, mă, ce faci? Stai așa să mă cert aici cu un pic cu prietenii. Ui. Deci, prieteni, m-ați făcut în toate felurile. Și pe mine, și pe Anca, și pe Alin. Că eu suntem mincinoși. Că, Doamne ferește, sunt arestați și nu vă spunem. Că sunt ținuți nu știu unde. Că sunt nu știu cum. Sunt pe carantină și tocmai, dacă v-ați uitat aseară la live-ul lui Alin, ați văzut clar că și patrona și Leo au discutat cu el în apel telefonic, în prezența voastră, da? Eu o să vă atașez oricum aici partea care am filmat-o aseară, pentru că trebuia să filmez să vă arăt de 10 ori, că voi nu înțelegeți în prima. Deci, prieteni, țin să specific că acest videoclip nu este destinat tuturor. E pentru cei care ne critică și care insistă pe acest subiect. Trebuie să facem și noi odată să scoatem la capăt subiectul ăsta și să-l închidem odată pentru totdeauna. Nu, mă refer la subiectul ăsta cu Leo și patroana. Nu o să mai stăm să mai comentăm de 100 de ori și să ne ținem colț la colț cu voi. Tot aia. Noi vă spunem sincer acum ce avem de spus pentru cei care insistați și ne criticați în ultimul hal și apoi o să ne vedem de treaba noastră și o să vorbim cu cei care merită să vorbim. N-am putut să-i sunăm pe apel video pentru că erau și ei în pat, răciți cum sunt, nu poate să stea cu noi să-i arătăm chiar așa în toate ipostazele. Da, Leo, cum arată nebărbierit. Da, exact, nebărbierit și cum situația în care e. Nu puteam să-l sun pe cameră, omul în pat să-i spună la 12 noaptea, intră cu mine. Ți-a venit desertul. Alex, vrei tu prăjitură? Nu puteam să-i spun atunci, intră repede cu mine și demonstrează nu știu ce. Și a făcut oricum a făcut oricum un gest frumos că a intrat să lămurească situația. Să vă demonstrăm. La bache. Ia, nu așa cum mânuța. Mamă, eu vreau doar aia. Dar auzi, tu nu ești cu mine și nu vreau să mă șalte de râs, dar tu ești un copil deștept. Cu mine. Păi văd că nu. Uite aici are ciocolată fierbinte. Dar la ce frică afară înghețați ciocolata. Nu e frică. Da, și asta am vrut să vă zic, să terminați cu prosteala, pentru că n-are rost să, n-a încălzit-o, vrea bine. Să nu facem ceva frumos pe canalul de YouTube și să stăm tot timpul să ne jignim unii pe alții. Pentru ce? În primul rând ați văzut și voi, că am fost mereu sincer cu voi, am făcut tot posibilul să vă și demonstrăm, cu toate că vă dați seama că mai mult de atât chiar nu se putea face. Ce se face? Să începe să iei în pat la strehaia, dacă oamenii sunt în carantină, să vă demonstrăm că te rog frumos, nu sunt acolo. Mai încet, rar să înțeleagă toată nu lumea. Pot că sunt nervoasă. Casică. Nu pot să vorbesc. Salut. M-am enervat aseară, ne-am făcut în toate felurile. Și pe mine, și pe tine, și pe... Atunci ai dreptate. Am dreptate, nu? Da. Vezi asta, Bill. Ai dreptate. Am stat aseară în casă, da. Au zis că Leo este arestat și patroana la fel. I-am i-a sunat Alin. I-ai pus și telefonii să vorbească, da. Și să nu crezi. Și au spus că este o înregistrare mai veche. Nu e adevărat. Te poți să nu mai ai presiune la chestiile astea. Ce motivul înregistrai tu o înregistrare mai veche? Nu e voie să mi-era nimic care așa dinainte pregătit să faci o filmare că gata. Nina știu că Alin face live. Da. Și în primul rând... În moment să face, e bine să facem. Și nu s-a nimerit, dar suna chiar Leo singur. Da, e bine pe Alin pe țigănește cu el și după aia a zis, hai, le-a zis pe țigănește, uite ce zic banii pe țigănește, că nu mai filmați, că ce s-a întâmplat cu voi. I-a cerut de fapt acordul, să vorbești puțin ca da, să vadă dacă se simte. Nu, lasă asta pe mine, hai. A vrut să vadă dacă se simte în stare atunci să vorbească, pentru că nu era da, ok. Da, dar vorbea foarte încet și nu prea s-a înțeles, că na. Și mai ales a fost important că a intrat și patroana. Câtă cercetare să facem? Deci, cine ești tu? Nu știu cine e la telefon. Da. Nu știu, dar cred că am ajuns într-un punct de ăsta în care am început pe canalul ăsta de YouTube. Nu să fie ceva frumos. Să vreți numai scandal, numai să ni se întâmple ceva rău. Trebuie să vă arătăm și când suntem bine. Dacă mâncăm, nu vă convine. Mamă, dacă eu să, de să nu mâncăm, să mă cu ea acasă, imediat vizualizăm să vezi. Unora dintre voi v-ar place să stăm toată ziua să plângem, să zicem... A, și când aveam probleme și plângeam, ziceau că ne plângem toată ziua. Da. Lasă, Mihaela, nu mai băga în seamă.
Nu știu, dar chiar m-a deranjat situația asta și am vrut să o lămuresc. Vă mai atașez încă o dată video, o să vedeți clar că au vorbit cu ei și că sunt în regulă, nu s-a întâmplat nimic cu ei. Doamne ajută, nici să nu se întâmple nimic, să fie totul bine. Și cam atât, rest... Dar vorbe tot așa. Păi nu, eu fac video ăsta special pentru cei care comentează urât. N-am treabă cu restul. Dar nu toți prietenii, eu le mulțumim tuturor care se uită la noi. Sunt oameni care ne apreciază, se uită la noi, dar sunt câțiva, o parte mare, care... Sunt negativiști. Dușmanii sunt și-au făcut conturi așa și ne atacă pe aia. Bun, dar de ce nu ne atacă direct numele lor? Și mai ales mă deranjează. Că nu intră oamenii cu adevărat, exact cum spun și ei. Nu mai conturi fake, da. Alții care se dau numele altora. Dacă știam cine este, să zică ce are cu noi, ce are de fapt cu sau cine. Sau să ne dea un mesaj pe Facebook, după da. Contul lor personal. Dar și pe asta să scrie, ce are? Să zică, băi oamenilor, nu ne place la voi asta, asta, asta. Dar nici așa, ei ne atacă și cu conturi false, după ne spun că ne iubesc, după că iar nu ne mai iubesc. Hai, mai... lasă, trebuie să suportăm și noi acum, lasă. Da, da. Multă lume trece prin asta care face YouTube și eu am învățat că trebuie să fii tot. Da, dar când ești sincer, n-ai cum să spui că nu te oftiți să te critici. Dar până la urmă zici că multă lume face, fac videotele ale mai mari și sunt tot așa trați la răspundere și comentarii urâte și nu mai zic nimic. Da, da, de exemplu sunt multe, sunt mulți care fac scenarii, regii, la noi nu se întâmplă așa ceva. La noi e viața reală de zi cu zi. La ce ne-am aranjat ceva dinainte că nu, nimic, tot așa cum am fost avem oraș. Tot acum. Dar suntem bine, nu suntem la pușcărie. Păi toată lumea comentează aici, numai tâmpenii. Păi da, da. Vreau de ce, că de ce nu filmează. Da? Știi cum comentează de lumea. Da. Avem și dușmani și prieteni. E problema e că patrul e cam bolnavă, se simte rău, e ne-a chemat salvarea. Cu Dumnezeu acum înainte, ce să facem? Da. Oricum ne mulțumim la prieteni că se interesează de noi. Da, prieteni, deci ați văzut. Dacă toți ziceau că n-ați mai filmat, că n-ați mai apărut, că mințim noi, că nu știu unde sunteți. Da. Da. Păi bine, deci sunt după lui bine. Exact. Da, prieteni, noi o să mai revenim probabil un pic de acasă. Atât am vrut să vă spun și să vă transmit și vouă. Alina, miroase mic. Miroase a grătar. Uite, faci și numai grătar acolo, da? În spate. Mamă, dar ce miroase. Mici. O, dar miroase frumos. Să facem și noi. Prieteni, cam atât. Avem niște cărbuni în portbagaj. Eu da. Sunt termin prăjitura și apoi o să merg acasă să mă vopsesc. Că am rămas așa, neîngrijită. Tot negru. Poate roșcată. Nu-mi place. E legat. Și faci lui David o pată. Dar hai să mai mănânci, hai să mai mănânci. Acum freza să-i faci altă culoare. Da. Sus ar trebui să-l decolorez da. Un pic. Prieteni, noi vă pupăm, vă mulțumim celor care ne apreciază și celor care nu ne apreciază. Poate reușim să facem pace și cu voi. Diseară poate face Alin din nou un live sau cine știe. Vedem, da. Nu știm încă nimic, dar rămâne să fiți pe fază că probabil sigur o să facem ceva. Vă pupăm și vă mulțumim că vă ne-ați urmărit. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim o seară plăcută. Pa, pa. Pa, pa. Salutare, prieteni. Te-ai jucat? Uh-huh. Deci, prieteni, s-a făcut întuneric. Da. Am mâncat și noi cu o prăjitură. Și acum o să mergem în cameră, că s-a făcut noapte, mai stăm și noi ce mai stăm, ne relaxăm. Și poate, v-am zis, intrăm cu voi într-un live. Da, nu mai suntem obosiți. Suntem foarte bine. Nu mai suntem nervoși. Mă, da, suntem obosiți. Nu mai zi așa. Mă, da, sunt obosit doar eu. Nu ești obosit. Mă, da, sunt. El că a țopăit, el da. Da, prieteni. Mă, și Alex e obosit. Nu, eu sunt chiar foarte bine. Ne-am luat... Lumea unde merge la servici, unde face și tot nu e obosită, unde dă cu sapa. Da. Să de voi. Da, prieteni, și acum mergem și noi. Să știți că ne-am luat la etajul 3 ca să putem să urcăm pe scări. Nu mai ne băgăm în niciun lift. N-avem lift. Dar doi, nu e lift. La 2. Da. Da, ne-am luat adio de la lifturi, gata. De la etajul 2 sau 1? Nu, la 3.
dar prieteni. Am schimbat? Contează că nu mai ne urcăm în lift. Asta e cel mai important. Noi vă mulțumim, prieteni, vă pupăm și ne vedem mâine. Era mai bine în lift. Pa, pa. Pa, pa.